Situație îngrijorătoare în Strehaia. Numărul cazurilor de îmbolnăvire cu COVID-19 este într-o continuă creștere. Astăzi, rata de infectare în Strehaia a înregistrat o valoare de 5,88. În acest moment este cea mai afectată localitate din județul Mehedinți. Dacă săptămâna trecută municipiul Drobeta-Turnu-Severin era fruntaș la numărul de îmbolnăviri cu COVID-19, astăzi situația localităților unde rata de infectare a depășit 1,5 la 1000 de locuitori arată diferit. Strehaia este cea mai afectată localitate la nivelul județului, unde rata incidenței cumulative a ajuns la 5,88. Totodată, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 46 de cazuri noi de COVID-19. Situația epidemiologică în județul Mehedinți este următoarea: 844 persoane se află în carantină la domiciliu, 144 persoane se află internate, 605 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. În ultimele 24 de ore, în județul Mehedinți au fost înregistrate 46 de cazuri noi de îmbolnăvire. Precizăm că rata incidenței cumulative COVID-19 în județul Mehedinți este de 2,41 la 1000 de locuitori. Următoarele trei localități unde rata de infectare a depășit cu mult 1,5 la 1000 de locuitori sunt Drobeta-Turnu-Severin 4,11, Grozești 4,06, Bâlvănești 2,89.